Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor. Vă spun din Ștefan cel Mare, Dan Ștefănescu și Ionuț Angheluță. Dinamo dispută primul meci în Ștefan cel Mare din acest sezon. Adversară Universitatea Cluj, echipă pe care nu a învins-o în ultimele trei sezoane, o adevărată piază rea, o echipă care este în mare nevoie de puncte, de altfel și Dinamo este în aceeași situație, o echipă dispusă să-și vândă scump pielea, mai ales că Ionel Ganea, înaintea acestei partide, a luat câteva măsuri disciplinare menite să-i trezească la realitate pe elevii săi. Vom vedea însă ce va fi. Dinamo, Universitatea Cluj, o partidă care se anunță extrem de interesant. Pentru Gheorghe Mulțescu, după această partidă, dacă Dinamo nu va reuși să o învingă pe Universitatea Cluj, jocul lui Dinamo până acum, cu bune și cu rele, cu suișuri și coborâșuri pe parcursul unei partide. Momente, a trimis jucători la echipa a doua, spunea trebuie să-i trezesc cumva și iată că acum Universitatea Cluj are ocazie mare. Ce ocazie ratează acolo Dedu. N-a fost Dedu, ci Borza. Trage cu piciorul stâng, era singur cu Bolgrădean, însă trimite mult peste poartă. La o ocazie la care, ca antrenor, îți stă inima pur și simplu, e greu să concepi o astfel de execuție, mai ales pentru Ganea, care a fost un atacant și încă unul adevărat, un goalgetter. Revedem execuția lui Borza, care a dat cât a putut. După cele trei goluri încasate runda precedentă în fața Concordiei Chiajna, despre Dolha se zvonea la un moment dat că ar juca accidentat, nu este fault aici, îl vedem pe Cristocea care încearcă o pasă în locul unui șut la poartă și este deposedat de Grecu, o primă intervenție excelentă pentru Grecu în defensiva dinamovistă. Într-adevăr nu a fost joc periculos, a lăsat capul jos acolo Rus, dar Cristocea în locul unui șut a preferat o pasă, a încercat o pasă pentru Borza. Da, greu de înțeles de ce. Care primește acum un călcâi ineficient deposedat de Gaston Mendy, Târnăcop, a plecat Borza în flancul drept, Târnăcop ține de minge, pasă bună pentru Dedu. Dedu la 16 metri, trage Dedu pe lângă poartă și încă ocazie a Universității Cluj. Ce rapizi sunt băieții lui Ionel Ganea. Era culmea să marcheze chiar Dedu și spun asta pentru că n-am mai făcut-o din septembrie 2010. Să-l vedem acum pe Matei, are o șansă de 1-1 cu Gaston Mendy. Matei încearcă să accelereze centrarea lui Matei pe bara a doua și scoate incredibil Niculescu. Vine Lazar acolo, centrează și balonul iese în afara terenului. Ce ocazie! Mingi, Grecu, Lazar, a plecat Dănciulescu care locolește acolo pe balde. Dănciulescu, gol! Nu este penalti normal. Da, e lovitură de la 11 metri, de văzut acum cartonașul pe care îl va arăta Marius Bocăneală. Nu mai avea mingea Niculescu. Normal e galben, nu mai avea mingea sub control. Mingea a rămas în joc după ce a și iată probleme mari, cred că Dănciulescu va fi schimbat. Galben, da, doar galben pentru Niculescu, decizia corectă luată de Bocăneală. A reușit să dea în minge Dănciulescu, dar nu mai avea în Liga 1. Dragoș Grigore, Elan, trage cu dreptul și înscrie 1-0 pentru Dinamo, minutul 29. Mulțescu, n-ai zice că e antrenorul echipei care tocmai a marcat. Au trăit periculos dinamoviștii până în acest moment. Clujul a avut ocazii mari, însă Dragoș Grigore deschide scorul din lovitură de la 11 metri. Multă suferință pentru Gheorghe Mulțescu, probabil până acum. Să vedem cum vor acuza golul băieții lui Ionel Ganea. I-am văzut destul de abătuți, cu capetele plecate, mergând spre centrul terenului. 1-0 așadar pentru Dinamo. Dinamo îl depășește acum. Să vedem dacă Universitatea va reuși să facă același lucru. Dinamo a scăpat cu fața curată la câteva acțiuni. Acum Lazar încearcă să intre în careu. Vine șutul, gol! 2-0 pentru Dinamo. Înscrie și Bubacar. 2-0, iată, în doar două minute. Grigore și Bubacar marchează. Da, doi dintre jucătorii care au avut, să spunem, mici conflicte cu Gigi Mulțescu, mai mult sau mai puțin pe față. Priviți-l însă offside aici la Bubacar, venit din poziție de offside Bubacar, nesemnalizată, iată-l pe Neag acolo, care se uită la Brudan. Inexplicabilă această decizie. Și Bubacar, care șutează cu stângul, el fiind dreptaci,
un stâng destul de bun, sau mă rog, foarte bun, chiar ținând cont că mingea s-a dus în plasă. 2-0 pentru Dinamo, două goluri în două minute, care poate au rezolvat soarta acestei partide. În fotbalul nostru, acolo unde astăzi ești confirmat, mâine dat afară și până la urmă este penalti, trebuia dat penalti la un moment dat. După un duel dintre Mendy și Cosmin Matei, a ezitat Marius Bocăneală. Până la urmă, cred că l-a convins Bogdan Gheorghe să dea lovitură de la 11 metri. Pare. Revedem faza și mingea. Pare că atinge mingea. La minge atacul. De aici ne vom vedea. Aston Mendy și iată-l pe Dragoș Grigore, față în față cu al doilea gol al acestei partide. Grigore pentru 3-0, trage Grigore și marchează 3-0. Dinamo poate face scor în această etapă cu Universitatea Cluj, poate fi scorul campionatului. Să nu uităm că Universitatea Cluj cele mai severe înfrângeri în Liga 1 le-a suferit în fața lui Dinamo de 2 ori, 8-0 pentru Dinamo aici în Ștefan cel Mare. A ultima dată în 98. Adică nu foarte departe. Da, acela a fost ultimul sezon la acea vreme pentru Universitatea Cluj în Liga 1. Dinamo îi bătea pe clujeni și în retur pe fostul Ion Moina, da. Popa, Cristocea Borza și Dedu. Cei drept, Ionel Ganea nici nu prea are pe cine să bage în teren. Acum e șansă de 4-0 pentru Dinamo. Cosmin Matei, Curtean blocat acolo de Abrudan și Niculescu reușește să salveze. Lovit Abrudan, că deposedat de Curtean, Lazăr dă repede drumul la minge pentru Dănciulescu. A plecat Matei, vine pasa lui Dănciulescu, Matei scoate Niculescu. Foarte aproape să facă din nou fault Gaston Mendy. Matei însă a rămas pe picioare, foarte hotărât de carul lui Dinamo, care nu reușește totuși să se lipească la gol. Aici se ridică fanionul de la margine pentru o poziție de offside la târnă Cop. Iată ce găuri mari, iarăși în zona lui Balde, depășit de acea pasă foarte precisă. Era condusă la acest capitol, după prima repriză de Universitatea. Acum o centrare a lui Lazăr și este 4-0. Luchin reușește să marcheze. Jucătorul cu numărul 4 marchează al patrulea gol. 4-0 pentru Dinamo în minutul 57 și sincer nu o văd bine pe Universitatea Cluj. Jucătorii lui Gane nu mai au deloc atitudine, sunt pur și simplu dărâmați. Cred că vom asista la scorul campionatului dacă Dinamo își păstrează aceeași răutate și dorință. Sunt efectiv descătușați băieții lui Gigi Mulțescu. O naștere grea această seară. Victoria avea cordonul ombilical în jurul gâtului. A fost nevoie de o tăiere cu bisturiul pentru ca această victorie să se nască. Gheorghe Mulțescu, iată-l pe Rus, foarte frumoasă această întoarcere centrale, Dănciulescu! Mingea lovește în creștet și se duce peste poartă. Ratare uluitoare a lui Ionel Dănciulescu. Iată cât de bine este plasat, dar se duce din plonjon și mingea lovește exact în creștetul capului și se duce peste poartă. Cam joasă acea minge, da. Această minge, nu prea avea cum să o lovească altfel decât din plonjon. Să ataci când ai nevoie de un om pe fază de atac. Acum să-l vedem pe Dănciulescu plecat din poziție regulamentară. Dănciulescu călcând în spate, Curtean, fază superbă. Un gol splendid marcat de Alex Curtean. Dănciulescu dezlănțuit, creativ, plin de imaginație. Danciu gol. Îi pune mingea pe tavă lui Curtean cu execuție curată. Îl învinge pentru a cincea oară pe Niculescu. Și timp ar mai fi, pentru că suntem abia în minutul 69. Ce pasă bună dă aici în gaură Bubacar pentru Dănciulescu. Călcâi curat și vine Curtean din spate, fără speranțe, pentru Niculescu. Câte nevoie avea Dinamo de o victorie de acest gen, o victorie clară. Poate nu vine pauza. Lazăr Grigore, îi trimite lui Lazăr în partea dreaptă,
A venit și Rus la susținere, 2 contra 1, prins acolo Mendy, Lazăr dă bine drumul la minge, Rus centrare în fața porții, Rotariu care bagă mingea în poartă, 6 la 0, iată-l pe Rotariu reușind să marcheze, cred că este prima atingere de balon, sincer. Nu l-am văzut pe Rotariu să atingă mingea. Al treilea gol, minute. Da, al treilea gol pentru el și este felicitat de Dănciulescu și Curtean. Acesta este spiritul, așa se formează o echipă. Iată-l pe Dănciulescu și pe Curtean, unul dintre liderii din vestiarul lui Dinamo, venind să-l îmbrățișeze pe acest puș de 18 ani. Doar 18 ani abia împliniți are Rotariu. Să nu uităm acest lucru și are 3 goluri. Da, i-a împlinit la doar câteva minute după ce a dat primul gol în Liga 1, în acel 2-0 cu FC Vasco. Pune punct Marius Bocăneală, a făcut bine, 6-0 pentru Dinamo.